Anunc controversat. Simona Halep e gata să renunțe la locul 1 în lume, în favoarea altei jucătoare. Simona Halep, care se află pentru a 20-a săptămână pe primul loc în clasamentul WTA, este de părere că acest loc ar trebui ocupat de Serena Williams, care a revenit în circuitul WTA, după ce a născut o fetiță, în septembrie 2017. Cu puțin timp înaintea turneului Miami Open 2018, Simona Halep a acordat un interviu pentru Tennis TV, în care a declarat că WTA ar trebui să protejeze sportivele care naschise să le păstreze locul în clasament, dar și statutul de favorite la turnee, după ce revin în joc. Serena merită să fie pe prima poziție în clasamentul WTA, deoarece se afla pe acest loc înainte să nască. De asemenea, ar trebui să fie favorita numărul 1 la turnee. Senat este cel mai important lucru, este mai mult decât un sport, a declarat Simona Halep pentru Tennis TV. Pentru ce nu i-a fost protejat pozia, Serena Williams va întâlni un adversar dificil în primul tur de la Miami Open 2018, japoneza Naomi Osaka, cea care a câștigat trofeul de la Indian Wells. La Indian Wells, Serena Williams a întâlnit-o în turul 3 pe sora ei, Venus Williams, care a învins-o în două seturi și s-a calificat în sferturi, scrie Digi24. După meci, Idar Rencahil, antrenorul Simonei Halep, a declarat că este important ca regulamentul să fie schimbat, astfel încât sportivele care se întorc din concediul de maternitate să nu fie penalizate și nevoite să pornească chiar de la zero. Serena, ca și restul mamelor, ar trebui protejate de WTA și să nu îi piardă statutul de cap de serie. Femeile nu ar trebui penalizate și să înceapă de la zero doar pentru ce au dat naștere unui copil. Același scenariu s-a întâmplat și în cazul Victoriei Azarenka, anul trecut. Întemeierea unei familii este cel mai mare dar din lume. WTA ar trebui să aibă grijă de jucătoare. În principiu, este aceeași regulă care se aplică în ATP atunci când un jucător se accidentează și se te pe bar mai mult de 12 luni. Cred cu tărie ce a fi gravidia danatere unui copil trebuie să se încadreze într-o categorie complet diferit. WTA trebuie să schimbe regulamentul. Acest meci nu ar fi trebuit să se dispute în turul al treilea, a mai susținut Darren Cahill.